Ce poveste are România asta noastră pe care trebuie să învățăm să o iubim? Și cred că Ajut Eu este și o declarație de dragoste pentru fiecare om din țara asta. Suntem, cred că, poporul cel mai aplecat către a ne pune gri, către a crede că n-avem oameni de valoare, că aceia care sunt săraci uneori ne spunem, e vina lor, eu sunt bine pentru că eu am știut să lupt. Haideți să ne gândim un pic și să ne uităm în străfundurile inimii noastre și apoi să intrăm pe site-ul ajuteu.ro, de unde vă puteți alege un caz pe care să-l ajutați și știu că ați făcut-o deja în număr mare, sau să propuneți o poveste. Povestea din minutele următoare este povestea a două fete, două surori, 10 ani diferență între ele. Cristina are 25 de ani, Ana are 35 de ani, dar din păcate, așa a fost să fie, așa a vrut soarta, este undeva la mintea unui copil de 4-5 ani. Dragostea dintre ele, tenacitatea Cristinei, au făcut însă să meargă mereu amândouă mână în mână. Acum are nevoie de ajutor. Cel mai mult cred că are nevoie de a-i se arăta că noi toți înțelegem că este greu, dar mai mult decât atât că o admirăm pe Cristina pentru cum luptă, pentru cum zâmbește. Dar mai întâi hai să o cunoașteți. Faci Lego toată ziua sau nu? Știi să faci Lego? Să le pui frumos așa? Într-o cameră mică, luminoasă din Otopeni, două tinere se joacă de parcă ar fi la grădiniță. 10! Bravo! Ta-ta! Ana e sora cea mare. Are 35 de ani, dar diagnosticul de oligofrenie o ține captivă în lumea copilăriei. Creierul ei este ca al unui copil de 5 ani. Cristina e sora cea mică, are 25 de ani și e și mamă și tată pentru Ana. Ea mă știe că numai eu am mai rămas și atât. Și că trebuie să am grijă de ea. Dacă plec așa, nu știu, câteva zile undeva și o las cu cineva, cu o prietenă, să zic, deja la un moment dat nu mai întreabă. Cătina? Sau plânge și vrea să vină acasă. De 7 ani sunt doar ele, singure pe lume. Mai întâi s-a stins tatăl, iar în 2013 și mama, după o luptă grea cu cancerul. La nici 18 ani, Cristina s-a trezit brusc într-o situație pe care nimeni și nimic nu o pregătise. Nu mai știam atunci pe ce lume mă aflu, să zic așa. Eram puțin paralelă. Nu știam ce decizii să iau, eram așa, nu eram pregătită. Dar cu o forță de care nici ea nu credea că e capabilă, Cristina a decis că trebuie să meargă mai departe. De dragul surorii ei bolnave, de dragul mamei care înainte de a pleca își pusese toată încrederea și speranța în ea. Cred că a murit așa cu inima supărată, că nu avusesem nicio discuție despre faptul că nu o să mai fie, ce o să facem cu Ana, nu m-a pregătit cu nimic, pentru că probabil spera să mai trăiască. După ce și-a revenit din șoc, Cristina a dat examen la facultate la inginerie alimentară și a intrat. A plecat la Suceava, dar a luat-o și pe Ana cu ea. Au locuit amândouă într-o garsonieră cu chirie. Singurul lor venit era o pensie de handicap și o bursă de studiu. Cristina mergea dimineața la cursuri, iar după amiază acasă își îngrijea sora, simțind tot timpul că cineva le protejează și le va sări în ajutor dacă povara va fi prea grea. M-au ajutat, nu știu, ca niște îngeri, parcă era mama de peste tot. Profesorii mei de la facultate, toți, cu toți am creat o legătură așa din prima, când m-am dus și m-am înscris, în special profesoara mea de engleză și de matematică, cu ele. Veneau, mă vizitau, veneau să vadă ce face Ana. Cu un devotament și o grijă impresionante, Cristina a încercat cât a putut să-i țină locul mamei pierdute. Niciodată nu și-a pus problema că ar putea să o lase pe Ana într-un centru special. Când trebuie să-i spun proprietarului că am o soră cu probleme, e așa, nu știu, mie să nu mă refuze, că poate nu acceptă oamenii care au probleme și sunt bolnavi. Se gândesc că ar putea să se întâmple ceva în apartament. Și între timp, Cristina se ocupă și de propriul său viitor. Cât a fost student, a lucrat mereu, fie chelneriță, fie vânzătoare. După facultate, a terminat și masterul, iar acum e însoțitoare de bord la o companie aeriană. În fiecare an, în decembrie, când împodobesc amândouă bradul acesta mic în care stau înghesuite toate visurile lor mari, neîmplinite, își imaginează cum ar fi dacă veni într-o zi și la ele, Moș Crăciun. Cum ar fi dacă ar avea și ele o casă doar a lor și n-ar mai sta cu teama că ar putea fi evacuate în orice moment? Cum ar fi viața lor dacă ar mai avea-o și pe mama alături? Cred că aș avea și eu grijă de ea. Acum mi-aș dori tare mult să trăiască, să am grijă de ea și să o plim, să-i dau tot ce n-a avut, că a fost necăjit rău. Nu știu ce ar zice, cred că ar fi tare mândră. S-ar mândri tare.
Fetele mele frumoase, mulțumesc că sunteți aici. Ai plâns. Și noi mulțumim. Păi am plâns, dacă e emoționant să mă aflu aici în primul rând și să... Să văd că mă apreciază atâta lume, nu știu. Ești minunată. Nu mi se pare că am făcut nimic special, dar mulțumesc. E într-un fel copilul tău, deși e mai mare. Bună, Ana! E mai mare ca tine cu 10 ani. Da. Număram împreună înainte. Uh-huh. Vrei să numărăm, Ana? Mai numere o dată? Hai să numărăm. Hai, 1. 2. Bravo. 4. 5. Bravo! Și știe până la 10. Fetele astea două sunt cele care acum ele luptă. Cristina luptă pentru sora ei, care este și copil, este mamă, Cristina Anei. Au nevoie de o casă și știu că undeva, în zona de nord, putem să găsim, poate în Otopeni, poate în Voluntari, putem să găsim un apartament cu două camere, ar fi extraordinar, dar măcar o garsonieră, în care să nu mai stea cu frică, pentru că singurul venit al familiei este ceea ce poate obține Cristina, care este, toți ați fost acolo, nu? Începător. Este un om care luptă, dar are de construit o carieră. Vreau să-ți spun că Fundația Mereu Aproape vrea să fie alături de tine și este alături de tine, mă bâlbâi și eu. O să-ți putem asigura chiria pentru următoarele 6 luni, ca să ai așa un respiro. Până atunci sper și-s convinsă, de fapt, că foarte mulți o să intre pe site-ul Ajut Eu și o să încerce să ajute cu ce pot ei. Haideți să o sprijinim pe Cristina, un copil superb și care vrea să-și construiască o carieră alături de Ana. În spate este și un dar. Așa, pentru Crăciun este ca să aveți câteva lucruri să vă îndulciți de Crăciun. Haideți! Mulțumim! Cu mare drag! Eu fac apel să intre cât mai mulți pe site-ul Ajut Eu ca să vă ajute, ca să vă sprijine. Știu că îți plac concertele, așa că avem și 2 bilete la concertul Ștefan Bănică. Așa că... Mulțumesc! Te rog să vă simțiți bine, să mergeți împreună. Îți place? Am uitat să țin microfonul. Îmi place să cânt, da. Chiar am făcut vioară când eram mică și am și cântat vocal, dar... Veți rămâne în continuare mână în mână, așa e, Ana? De mână cu Cristina întotdeauna, da? Îți mulțumesc că ai venit aici, vă mulțumesc amândurora pentru lecție și pentru tot. Intrați pe site-ul Ajut Eu. Haideți să schimbăm vieți. Hai, sus! Mergem la concert, da? Da. Ha. Bravo! Lume multă, o sală mare și emoții și mai mari pentru Ana și Cristina. Nu știu încotro să iau. Când ați intrat, vă minunați de tot ce în jurul vostru. Da, da, n-am fost niciodată la un concert aici și suntem wow. Ana, ești fericită? Da. Da? Suntem la concert, da? Da. Dansăm, cântăm? Da. Da? Bravo! Vă las să vă distrați în seara. Mulțumim! Da, Ana? Dans, voie bună și multă bucurie. Crăciunul a venit cu o surpriză minunată pentru ele și asta se vede dincolo de cuvinte. Niciun concert niciodată. A fost spectacol de spectacol, pot să zic așa, cu tot ce trebuie. Mulțumim, Ștefan! Mulțumim!